Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la jurnalul Muntenia TV. Pentru început vă invit să urmăriți principalele titluri ale ediției. Închis la serviciul permise înmatriculări. Lege nouă pentru asociațiile de locatari, obligate la transparență totală. Românii încep să-și piardă încrederea în biserică. Reguli mai restrictive pentru practicarea taximetriei. Palatul Copiilor intră în atenția municipalității pentru reparații, modernizări și dotări. Lista cheltuielilor comune de întreținere a fost mereu mărul discordiei între locatari și asociațiile de locatari de la blocuri. Și pentru că este o problemă la nivel național, se rezolvă printr-o lege. O lege adoptată de deputații, care, odată intrată în vigoare, ar trebui să facă lumină asupra tuturor nelămuririlor. Cam așa arată acum o listă cu cheltuielile de întreținere la un bloc. O listă cu o mulțime de rubrici, înghesuite unele în altele, cu o mulțime de cifre, din care nu se înțelege mai nimic. Adică locatarii nu prea știu exact ce și pentru ce plătesc, cu excepția totalului. Situația în cauză durează de mulți ani, dar este pe cale de rezolvare, pentru că administratorii asociațiilor de locatari au obligații noi. Obligații care vor duce la rezolvarea acestor controverse. Asta pentru că, în curând, aceste liste trebuie însoțite de alte documente care să arate foarte clar pentru ce plătim. Deputații au dezbătut și aprobat un proiect de lege ce modifică actuala legislație privind funcționarea asociațiilor de proprietari. Practic, modificarea adusă de acest proiect de lege este introducerea unei noi obligații pentru asociațiile de proprietari. Prin grija președintelui, acestea trebuie să afișeze lunar, la vedere, lângă lista de plată a cheltuielilor, modalitatea de calcul în urma căruia au rezultat sumele lunare de plată. Modalitatea de calcul va conține și va arăta explicit toate costurile și sumele care formează totalul de plată al proprietarilor, respectiv modul de calcul și de repartizare a acestor cheltuieli către proprietari. Potrivit proiectului, neîndeplinirea acestor obligații se sancționează cu o amendă de la 500 la 3000 de lei. Actul normativ a fost adoptat și de Senat, iar Camera Deputaților este for decizional, ceea ce înseamnă că a devenit lege. Urmează publicarea în Monitorul Oficial, după care noua prevedere este obligatorie. Asta înseamnă că vom ști în sfârșit exact cât și mai ales pentru ce plătim la întreținere. Giurgiuvenii care vor să-și înmatriculeze ori să-și radieze autovehiculul, vor să-și schimbe permisul sau să susțină examenul teoretic pentru obținerea acestuia, trebuie să evite zilele de 8 și 9 februarie. De ce? Aflăm din materialul următor. Reparațiile de la rețeaua electrică din zona Parcului Aleii fac pe cei de la serviciul permise în matriculări Giurgiu să suspende activitatea în zilele de 8 și 9 februarie, motivul fiind, evident, întreruperea energiei electrice. Ca urmare a acestei defecțiuni, în zilele respective, serviciul nostru nu poate lucra cu publicul. Cetățenilor care se vor adresa pentru radierea, transcrierea ori în matricularea vehiculelor rutiere sau pentru preschimbarea permiselor de conducere, programări la examen și așa mai departe. Excepție fac doar cei care au de susținut examenul practic pentru obținerea unui permis de conducere. Menționăm că în zilele respective, la examenul practic pentru obținerea permisului de conducere, acesta se va desfășura conform planificării. Așadar, șoferii giurgiuveni nu vor putea apela la serviciul public comunitar, regim permise și înmatriculări vehicule Giurgiu în zilele de 8 și 9 februarie. Încrederea românilor în Biserica Ortodoxă și în reprezentanții acesteia este din ce în ce mai mică. Cei mai mulți sunt deranjați de atitudinea preoților și taxele mari care sunt percepute de instituție. Conform celui mai recent sondaj IRES, unul din doi români își pune mari semne de întrebare înainte să acorde votul de încredere bisericii și preoților. Conform celui mai recent sondaj al Institutului Român pentru Evaluare și Strategie, încrederea populației în biserică a scăzut sub 60%, aflându-se la cel mai mic nivel înregistrat vreodată. Sondajul arată că cel mai mult de biserică s-au îndepărtat tinerii, în urma tragediei de la colectiv. Iar nemulțumirea principală a românilor vine în urma taxelor mari percepute de biserică și atitudinii unor preoți. Același lucru îl confirmă și giurgiuvenii, care, în ciuda faptului că sunt credincioși, nu prea au încredere în biserică și nici în reprezentanții acesteia. Sunt credincios. Am încredere. În preotul nostru, unde la biserica noastră, am încredere. Nu știu ceilalți, dacă sunt sau nu sunt
la fel. Nu sunt toți la fel, în niciun caz. Că mai sunt cazuri care se întâmplă, se vede la televizor ce mai fac și alți preoți. Nu exercită numai meseria și se mai apucă și de alte afaceri, mai fac și alte lucruri care nu le stă lor. Nu prea am încredere în biserică. Cred în Dumnezeu, doar în biserică. Care sunt aspectele care te ne mulțumesc? În primul rând, ce fac preoții. Nu cred că e deontolog ceea ce fac ei. Păi foarte multă, cum să n-am încredere în biserică? Tocmai în biserică, să credem. În biserică, da, și trebuie să ne închinăm, să ne rugăm la Dumnezeu de sus. Îmi vine să plâng. Pentru asta, îmi vine să plâng. Nu am timp să mă duc la biserică și nu prea cred. În biserică am încredere totală, în biserică. Ați înțeles? Deci în credință în Dumnezeu. Deci ați înțeles ce am vrut să zic. Dar în preoți? Nu în toți. Sunt și oameni și greșesc. Dar cred în biserică. Și mai ales eu sunt singură de 15 ani și mi s-au întâmplat foarte multe lucruri. Oricât aș fi eu de... Nu sunt habotnică, dar sunt rațională, dar mi s-au întâmplat foarte multe lucruri bune. În momente de mare, mare deslegde, mi s-a întâmplat un lucru bun. De la vârstă încolo încep să ai mai multă încredere, nu? Așa este. Fiecare cu scopul ei și cu poziția ei. Care sunt aspectele care vă mulțumesc sau vă nemulțumesc? Ei, nu e bine să vorbești prea mult de asta. La biserică e biserică. Nu? Acolo, în intimitate, în, cum să vă zic, în credință. Fără laudă, fără că facem, că trecem, că n-am încredere. Cei care vor să practice taximetria de acum încolo trebuie să aibă un cazier curat ca lacrima. Decizia vine ca urmare a unei ordonanțe de guvern ce impune reguli restrictive pentru transportatorii de acest tip, una dintre ele vizând chiar absolvirea liceului. Guvernul a aprobat în ședința de săptămâna trecută o ordonanță potrivit căreia conducătorii de taxi trebuie să prezinte un cazier judiciar care să ateste că nu au fost condamnați pentru infracțiuni contra siguranței pe drumurile publice, pentru trafic și consum de droguri, contra vieții și integrității corporale. Cu alte cuvinte, conducătorii de taxi care nu au cazierul judiciar curat nu vor mai putea profesa. Pe lângă cazierul judiciar, la angajare șoferilor li se mai solicită și un cazier auto, care poate fi obținut de asemenea de la poliție, contravaloarea acestuia fiind de 5 lei. Cazierul auto reprezintă o evidență sau un istoric al abaterilor unui conducător auto, care este într-o aplicație informatică pe care o gestionează Poliția Rutieră Română. Orice conducător auto poate solicita la biroul, la ghișeul Poliției Rutiere, eliberarea acestui istoric al abaterilor pentru maxim 5 ani, pentru ultimii 5 ani. O altă modificare a legii impune condiții noi pentru obținerea certificatului de competență fiscală pentru managerii de transport în regim de taxi și în regim de închiriere. Certificatul va fi valabil 10 ani, iar cei care vor să-l obțină trebuie să îndeplinească o serie de condiții, printre care absolvirea liceului cu sau fără diplomă de bacalaureat, participarea la un curs și promovarea unui examen, conform unor norme ce vor fi aprobate prin ordin al Ministrului Transporturilor. Acestea, din urmă, nu sunt tocmai pe placul tuturor taximetriștilor. Dacă cazierul judiciar reprezintă o regulă de bun simț, spun ei, liceul avantajează doar o anume parte a celor care practică această meserie. Cred că sunt niște leguri bune. Probabil vor trebui, cei care nu le au, vor trebui să pună la punct, să le dobândească. Și cei cu cazier și aleg altă muncă. Nu e normal să ai ceva la mână, nu? Dacă am fost în stare să mi-am luat permisul, pentru ce mai dau acum 11 liceu? Păi, când dau o școală făcută, nu e normal, de ce mi-a dat atestatul? N-am fost în stare să-l iau, am carte, am tot ce-mi trebuie, pentru ce mai îmi trebuie carte? Asta e o prostie, ce visează noaptea, le pune ziua în aplicație. Eu zic că legea, pe general, e binevenită, dar în realitate mulți din taximetriștii nu au liceu. Neavând liceu, ei în situația asta ce pot să facă? Că foarte, foarte mulți taximetriști trăiesc după urma la taximetrii. E binevenită problema cu cazierul judiciar, pentru că aici se face și unele dreptăți,
Deci oamenii nu mai sunt recalcitranți, taximetriștii nu mai sunt care recalcitranți. O să existe o colaborare mai bună, mai strânsă între clienți și taximetriști. Dar din punctul de vedere al liceului mi se pare suspect. Guvernul a aprobat repartizarea pe județe a sumelor pentru programul Fiecare copil în grădiniță. Nici o bancă înscrisă în programul Prima Casă nu și-a anunțat oficial retragerea, iar experții în educație recomandă mai multe opționale și mai puține ore obligatorii. Sunt o parte din subiectele rubricii Flash. Guvernul a aprobat miercuri printr-o hotărâre repartizarea pe județe și municipiul București a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea pe anul 2016 a participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate. Suma totală este de 55,5 milioane lei și este defalcată pe județe conform solicitărilor primite, ținând cont de estimările de copii ce puteau beneficia de etichetele de participare la grădiniță, program lansat acum o lună. Este un program care va pune la dispoziție etichete sau vouchere pentru cumpărarea de alimente sau rechizite pentru copiii ce au o prezență constantă la grădiniță, certificate conform unei proceduri adoptate deja în ședințele de guvern trecute, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului Dan Suciu. Tichetele sociale acordate în baza legii privind încurajarea copiilor să urmeze învățământul preșcolar Fiecare copil în grădiniță vor putea fi utilizate numai pentru achiziționarea de produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte și sau rechizite, fiind acordate familiilor cu mai puțin de 284 de lei venituri lunare pe membru de familie. Nici o bancă înscrisă în programul Prima Casă nu a anunțat Ministerul Finanțelor Publice că ar intenționa să renunțe la proiect, iar statul a emis garanții pentru astfel de achiziții și în luna ianuarie, potrivit Ministerului. Fondul Național de Garantare a emis garanții în numele și contul statului pentru credite acordate în cadrul programului Prima Casă și în luna ianuarie. De asemenea, Ministerul Finanțelor Publice nu a fost informat de nicio bancă comercială prezentă în program de intenția sa de a renunța la Prima Casă, arată instituția într-un comunicat. Ministerul notează că plafonul pentru acest program pentru anul 2016 este de 1,69 miliarde lei. Mai multe opționale, mai puține ore obligatorii, mai multe ore de sport și informatică obligatorie. Sunt observațiile făcute de 6 experți din grupul de lucru al Ministerului Educației pentru revizuirea planurilor cadru de la gimnaziu. Numărul opționalelor din planurile cadru propuse de Ministerul Educației este inacceptabil de mic, în timp ce numărul disciplinelor obligatorii este prea mare. Nu există materii interdisciplinare, orele de sport sunt prea puține și nu se pune accent pe informatică. Sunt concluziile experților. Ei vin cu o propunere nouă de plan cadru, care prevede 4 ore de limba și literatura română de la clasa a 5-a și până la clasa a 8-a, 2 ore de limba modernă și o oră de a doua limbă modernă. Planul cadru întocmit de experți mai prevede 2 ore pe săptămână pentru educație pentru societate, o oră de geografie, una de religie, o oră de educație plastică, 3 ore de educație fizică și sport, o oră de educație tehnologică și o oră pe săptămână pentru consiliere și orientare. Termenul de transpunere în legislația națională a directivei europene privind fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor de tutun este data de 20 mai 2016, potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății. Concret, este vorba de reglementarea europeană privind interzicerea țigărilor mentolate și a celor cu arome, precum și avertismentele mai mari de pe pachetele produselor din tutun și eliminarea posibilității de achiziționare a țigaretelor de pe internet. Ministerul Sănătății a pregătit un act normativ în acest sens, care mai prevede deși limite mult mai stricte în ceea ce privește comercializarea țigărilor electronice sau a produselor de fumat din plante. Potrivit gândul .info, chiar dacă legea se estimează că va intra în vigoare începând cu data de 20 mai 2016, lansarea pe piață a produselor care nu sunt conforme cu prevederile analizate este permisă timp de încă un an, până în 2017. După investițiile masive în unități de învățământ, terenuri de sport, locuri de joacă, săli de festivități și activități sportive, și Palatul Copiilor a intrat în atenția municipalității, deși se află sub tutela Ministerului și nu a Consiliului Local. Dacă ministrul Adrian Curaj își dă acceptul și toate formalitățile sunt îndeplinite, Palatul Copiilor ar putea fi modernizat, reabilitat și dotat pe banii primăriei.
lucrări de reabilitare, de schimbare a instalațiilor electrice, termice, de zugrăveli, de înlocuirea parchetului, a tâmplăriei, dar și de dotare în cazul în care proiectul permite. Asta își propune Primăria Municipiului Giurgiu să facă aici, la Palatul Copiilor, o clădire care în prezent nu se află în jurisdicția municipalității, ci se află în patrimoniul Ministerului Educației. În acest sens, municipalitatea făcând o solicitare la Ministrul Educației, Adrian Curaj. Așteptăm așadar să vedem ce se va întâmpla cu această clădire, dacă într-adevăr va fi reabilitată și modernizată, așa cum primarul Nicolae Barbu și-a propus să facă în următoarea perioadă. În ultimii ani, unul dintre principalele obiective ale administrației locale a fost acela de a le asigura tuturor elevilor și cadrelor didactice din municipiu condiții optime pentru a-și desfășura activitatea și, în acest sens, Primăria Municipiului Giurgiu a investit miliarde bune în modernizarea, reabilitarea și dotarea unităților de învățământ, a sălilor de sport, dar și a spațiilor în care au loc manifestări educaționale, culturale și sportive, atât de la bugetul local și național, cât și din fonduri europene. În atenția edilului, șefa intra recent și imobilul în care își desfășoară activitatea Palatul Copiilor, mai exact sute de copii, tineri, cadre didactice, instructorii și personalul administrativ, pentru a putea face investiții de amploare, reabilitare, modernizare, construcție, dotare. Primăria Giurgiu a transmis în scris Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice intenția de a prelua în administrare această clădire. Rămâne de văzut dacă propunerea primarului Barbu va fi acceptată de oficialii de la minister și dacă decizia va fi subiectul unei hotărâri de guvern prin care Primăria Giurgiu să preia în administrare acest imobil, urmând ca apoi să demareze lucrările din surse proprii și sau să găsească surse financiare europene ori naționale. Indiferent de unde vor veni banii, aceștia trebuie alocați în această clădire, care necesită intervenții urgente de modernizare și reabilitare. Părinții care pleacă în străinătate riscă să primească amenzi usturătoare. Asta în cazul în care nu anunță această plecare la Serviciul Public de Asistență Socială din cadrul primăriei orașului. Este deja știut faptul că mulți părinți aleg să plece peste hotare pentru a munci, motivul fiind, bineînțeles, câștigul mult mai mare decât cel din țară. Înainte de a pleca însă, părinții au obligația de a anunța acest lucru la Serviciul Public de Asistență Socială din cadrul primăriei orașului sau comunei în care locuiesc. Părinții au obligația de a anunța primăria cu 40 de zile înainte de a părăsi țara, iar notificarea va cuprinde în mod obligatoriu și persoana desemnată să se ocupe de creșterea și îngrijirea copiilor pe perioada lipsei părinților. Pe toată perioada în care părinții sunt plecați în străinătate, copilul sau copiii vor avea o persoană care îi va îngriji, o persoană ce trebuie delegată de părinți într-o notificare făcută către Serviciul Public de Asistență Socială al primăriei. Persoana desemnată trebuie să facă parte din familia extinsă, să aibă minimum 18 ani și să îndeplinească garanțiile materiale și morale necesare creșterii și îngrijirii copilului sau copiilor. Instanța de tutelă va dispune delegarea temporară a autorității părintești cu privire la persoana copilului pe durata lipsei părinților, dar nu mai mult de un an. Printre cercurile Palatului Copiilor Giurgiu se numără și cel de gimnastică și dans modern, acolo unde copiii sunt îndrumați de profesoara Elena Mustean. Aceștia au obiective clare pentru acest an. Palatul Copiilor Giurgiu are o paletă largă în ceea ce privește alegerea unei activități extrașcolare. Printre acestea se află și cercul de gimnastică și dans modern, acolo unde copiii sunt îndrumați de profesoara Elena Mustea. Pentru anul 2016 ne propunem să continuăm, de fapt, ce am început în 2015, dar să și adăugăm lucruri noi. În principiu avem festivalul nostru pe care îl facem în fiecare an, interjudețean, va fi în aprilie, probabil, împreună cu cercul de muzică, unde este domnul director Truică. Chiar dacă au strâns foarte multe trofee, atât profesoara cât și copiii săi își doresc să cucerească și mai multe. De când a început anul școlar, am început să muncim și să ne pregătim. Avem și concursuri internaționale, un concursul internațional de la Pitești și unul
în Bulgaria, unde suntem invitați, mai avem unul în Italia, dar banii sunt puțini și nu știu dacă ajungem noi acolo. Copiii care se antrenează aproape zilnic câte 2 ore se pregătesc intens pentru a cuceri noi premii la competițiile din acest an, atât naționale cât și internaționale. Sunt multe grupe de începători. Vin și de la Uzunu și de la Călugăreni și de la Slobozia și au peste 100 de copii. Cel mai mic dansator are 4 ani jumate. Data de 4 februarie marchează peste tot în lume ziua de luptă împotriva cancerului. Asta pentru că anual peste 12 milioane de oameni se îmbolnăvesc de cancer, iar aproape 8 milioane mor de această cumplită boală. Ziua Mondială de Luptă împotriva cancerului este parte a campaniei mondiale în lupta cu cancerul, potrivit cartei de la Paris, adoptate la Summitul Mondial împotriva cancerului pentru noul mileniu, desfășurat la 4 februarie 2000. Acest document consemnează necesitatea unei alianțe puternice între cercetători, profesioniști din domeniul sănătății, pacienți, guverne, parteneri din industrie și mass media în lupta împotriva cancerului. Uniunea Internațională pentru Controlul Cancerului, un consorțiu mondial ce are ca membre peste 800 de organizații care luptă împotriva cancerului din peste 155 de țări, a organizat pentru prima dată Ziua Mondială de Luptă împotriva cancerului în 2006. Cancerul este una dintre cauzele principale de deces în întreaga lume, determinând 1 din 8 decese, mai mult decât SIDA, tuberculoza și malaria la un loc. În fiecare an, peste 12 milioane de persoane sunt diagnosticate cu cancer. Aproape 8 milioane de oameni mor anual din cauza cancerului în întreaga lume, iar dintre aceștia 4 milioane mor prematur, cu vârste între 30 și 69 de ani. Țara noastră se situează pe primul loc în Europa în ceea ce privește mortalitatea prin cancer de col uterin. Acesta reprezintă a doua cauză de mortalitate prin cancer la femeile din România, după cancerul mamar, și prima cauză de mortalitate la femeile tinere între 25 și 44 de ani. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, rata mortalității prin cancerul de col uterin în România este de 2,7 ori mai mare decât în majoritatea țărilor Europei Centrale și de Est și de 6,3 ori mai mare decât media țărilor Uniunii Europene. Aceasta se explică în primul rând prin faptul că în România diagnosticul este pus în stadii tardive ale bolii, când neoplazia este invazivă. Vă invit să revedeți principalele titluri ale ediției. Închis la serviciul permise în matriculări. Lege nouă pentru asociațiile de locatari, obligate la transparență totală. Românii încep să-și piardă încrederea în biserică. Reguli mai restrictive pentru practicarea taximetriei. Palatul Copiilor intră în atenția municipalității pentru reparații, modernizări și dotări. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi, jurnalul Muntenia TV se oprește aici. Eu sunt Alexandra Preda, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și mâine la orele 19:30. La revedere!